Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Cărbunești au fost sesizați de o femeie de 49 de ani din localitate cu privire la faptul că soțul ei a căzut pe stradă. La fața locului s-au deplasat polițiștii care, în urma cercetărilor, au stabilit că în timp ce bărbatul de 50 de ani se deplasa pe strada Trandafirilor din localitate, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut pe carosabil, suferind leziuni. Acesta a fost testat cu aparatul etilotez, rezultând o alcoolemie de 0,72 de mg per litru alcool pur în aerul respirat, iar ulterior a fost transportat la spital pentru acordare de îngrijiri medicale. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.